și care îi place lui Alecu foarte mult, pare să se numește cel mai românesc vis al lui Gheorghe. E o poezie scurtă, deci nu o să vă plictisesc prea tare. Mă muiere, am avut cel mai frumos vis. Se făcea că eu aveam o coasă mare cu motive naționale. Și toți ungurii aveau un gât împreună. Una care îmi place mie foarte mult se numește Antichrist Superstar. Și sună cam așa. Fă-ți un idol din surcele, pune-l pe cruce, bate-l în cuie, Duhul Sfânt și o cohortă de ele îți văd în miresma. Fă-ți un nou crez din înviere, pictează pe lemn doar chipuri subte, bucură-te de boală și de durere, joacă-te la Sfântul cu hainele rupte. Înăbușă-ți orice dorință, oricât de mică ar fi, scufundă-te în pocăință, uită să vezi, uită să știi. De fapt, tu chiar l-ai urât. De fapt, el n-a murit pentru tine. E doar o altă minciună, atât doar o altă rușine. Intempestiv, el vorbea și avea multe de spus. El nu spunea, de fapt, nimic. Nimic. Tu îl lăsai să urce tot mai sus. El nu urca, doar tu erai mai mic. Și stai acum rău, cocârjat, smerit și îți cauți un alt zeu de răstignit. Mulțumesc!